a fost un fenomen interesant, unic în peisajul fostelor țări comuniste și unic din cauza specificității reacției românești la dictatură. De fapt, țara comunistă cu dictatura cea mai aprigă, unde nu a existat o dizidență, practic, organizată, unde nu a existat o societate civilă, în sensul tradițional de societas civilis, unde, ca să fim foarte limpezi și direcți, oamenii care au fost înfricoșați în timpul dictaturii, care nu au schițat un gest de rezistență cât de cât, s-au întâlnit la luni după căderea comunismului, a dictaturii, au avut motivele lor reale să își strige nemulțumirile și mai ales, spun eu, să-și strige frica de altă dată. După mine, piața universității a fost un fenomen extrem de interesant, sociologic vorbind, psihologic, dacă vorbim în sensul psihologiei colective, de strigare a fricii de altă dată. S-a simțit nevoia oamenii să se alăture umăr la umăr, să fie solidari post festum, așa cum nu fuseseră înainte de 22 decembrie. Eu eram în acea vreme președinte al Televiziunii Române. Și intuind faptul că este un fenomen social, înainte de toate, de mare însemnătate, am dat dispoziție să se transmită zilnic, ba chiar de 3 ori pe zi, piața universității. Acest lucru a nemulțumit și puterea și pe cei din piața universității. Pentru că dimineața și la prânz, în piața universității, nu era mai nimeni. Deci avea aerul că eu doresc să scad cumva importanța pieței universității. Seara era o mare acțiune, impresionantă. Pe de altă parte, puterea îmi reproșa, și să știu aceste lucruri, că simpatizez cu piața. Eu nu eram nici membru al FSN-ului, nu aveam niciun fel de aliniere politică, deci mi se putea atribui orice și așa s-a și întâmplat. La un moment dat, unii dintre reprezentanții pieței, intelectuali, reprezentanții ai pieței, au convenit cu mine și am acceptat, ceea ce iarăși mi-a adus reproșurile puterii, ca filmările să se facă de către specialiștii aflați în piață și de partea pieții. Discuția a fost cu Ana Blandiana și hotărârea a fost ca filmările să le facă Stere Gulea. Și așa s-a și întâmplat. Pentru ca nu cumva unghiurile și așa mai departe să fie cele manipulate de oamenii televiziunii. Televiziune care era în slujba puterii pentru că machiavelicul Răzvan Todorescu juca pe toate planurile posibile. Am acceptat și acest lucru, ceea ce a enervat și pe o parte din oamenii din televiziune, ceea ce a enervat și puterea. Am ținut-o însă pe mea, până într-o bună zi, n-aș putea să spun când, înainte de 20 mai, în orice caz, când mi s-a dat, fiindcă casetele se aduceau și mi se dădeau. Și aceste casete era printr-un consens, o înțelegere, până la urmă acceptat. Mi s-a dat o
era, nu mai știu ce prilej, au trecut 20 de ani, era un prilej în care trebuiau să se sublinieze o acțiune a pieții. Și atunci mi s-a dat, nu caseta din ultime 24 de ore, cum era convenția noastră, ci mi s-a dat o casetă mai veche, cred de 48 de ore. Și în momentul acela am spus stop la acest lucru, respectându-se înțelegerea, vom continua noi să filmăm. Bun, lucrurile s-au desfășurat în felul, pot să vă spun, și cred că o spun în premieră, pentru niște tineri realizatori care n-au apucat așa perioadă, țiu și acum aminte, era în ziua de 11 mai 1990, cu o zi înainte, evident, nu se și piața, n-aș putea să vă spun dacă în convenția veche cu Gulea sau oamenii noștri, și a trebuit să mă duc, pentru că trebuia să susțin abolirea legii vechi comuniste a televiziunii și să susțin un nou proiect de lege a televiziunii. Țiu minte ziua. Alegerile erau în 20, în 17 urma să fie confruntarea organizată de mine, de televiziune, a celor trei candidați, deci am la câteva zile. Și în momentul în care am ajuns, unul dintre fruntașii FSN-ului și un rol important în guvern, spus, a, uite, a venit televiziunea, televiziunea care dă și piața universității și care îl dă și pe regele Mihai. Cu o zi înainte, fiind în 10 mai, am dat un interviu cu regele Mihai, realizat de cineva din televiziune, de Vartan Arachelian. Și la această poveste mi s-a, mă rog, cineva care avea tot interesul să o facă, a spus, da, pe Răzvan Tudorescu nu iubește FSN-ul, a spus, că eu iubesc FSN-ul. N-am nicio simpatie nici pentru piața universității afectivă vorbind, o privesc ca istorie, dar măcar cei din piață cer ceva, știu ce au un program. Program hilar, după părerea mea, dar asta e altceva. Cei din FSN nu propun nimic. Și atunci a fost foarte interesant reacția lui Ion Iliescu, care a spus, uite ce, eu zic să-l lăsați pe Răzvan Tudorescu să facă ceea ce face, nu vă amestecați. Nu? După câteva ore, regretatul Silviu Brucan m-a vizitat la televiziune și mi-a spus, păi da, e foarte limpede de ce a făcut Ion Iliescu asta. Și eu spun, de ce? E foarte simplu. Pentru că cu cât dumneata dai, corect, piața universității și dai și pe rege, numărul votanților lui Ion Iliescu crește. Pentru că piața universității trebuie să înțelege transmisă prin televiziune părea un element de dezechilibru în echilibru post-revoluționar. În echilibru părelnic post-revoluționar. Și așa s-a spus, da, 20 mai 1990, eu o spun și acum, după 20 de ani, victoria zdrobitoare a frontului și a Ion Iliescu n-a fost atât de puternică dacă nu ar fi fost transmisă, dacă nu ar fi existat și dacă nu ar fi fost transmisă piața universității. După 20 mai, am hotărât să transmitem sporadic, în momentul pentru mine, care eram și profesor, al unor studenți. Unor studenți care erau în piața universității. Dacă ei nu se deziceau de profesorul lor, chiar dacă eu nu eram un partizan în piața universității. Aici planurile au fost distincte și foarte limpede pe atunci. În momentul în care au plecat studenții, eu am găsit că nu mai este ceva, nu era funcționarime, muncitorime, nu era, dacă studențime nu era, nu mă mai interesa. Pe mine, istoricul de mine, nu mai era interesat de fenomen. Și am dat, într-un diminuendo, oarecum, pe între 20 și 13,
a fost o perioadă în care am spus piața universității, dacă veți citi cartea mea din 1994, cele 900 de zile ale manipulării, sau dacă veți vedea filmul făcut atunci de Gulea, veți vedea că am spus acest lucru, este un fel de curtea miracolelor. Nu mai era. Unii care nu aveau o cultură prea mare, nu știau că curtea miracolelor este un spațiu medieval al marginalilor și așa mai departe. Era o lume de marginali care aveau nemulțumirile lor, dar nemulțumirile persoanele nu se mai puneau o problemă de atitudine împotriva frontului, împotriva sechelilor comunismului și așa mai departe. Erau niște oameni pe care i-am văzut, nu odată, repet, niște marginali și un eufemism. Să mi se cerau tot timpul echipe de, pentru a transmite aia și aia și aia. În 12 iunie la amiază, un lider al acestei lumi marginale, n-am să-i dau numele, pentru că el continuă să... A fost și în fața justiției, am fost la procesul lui și am luat apărarea spunând că e un dezechilibrat, ăsta a fost la mea de la apărat. Bun, a venit și a spus, dacă nu trimiteți o echipă, radem televiziunea de suprafața Pământului. Era martor. Am dat în cartea mea, îi veți găsi și numele. Îl și numesc. Ne știm în 1994 că va juca un rol mai târziu în mișcarea aceasta a revoluționare. În 13 s-a făcut acea prostie monumentală, după părerea mea, de a evacua cu forța pe cei care mai erau. Era un fenomen muribund. Puteai să-l lași și încă câteva zile și după aceea să trimiți ecarisajul și... Da. Cei care au făcut-o, au făcut o prostie, iar eu am spus de la început, când am aflat ce s-a întâmplat, că este o mare greșeală. Nu bănuiam că vor fi consecințe. Tot așa, citind, vă trimit la bibliografie ca profesori, într-adevăr, citind cartea mea, veți vedea în ziua de 13 spre amiază, sunt toate grozăviile care se întâmplă cu autobuzele, cu incendierile, cu... văzând, pentru că mi s-aduceau casete și puteam să-mi dau seama, intuind pericolul, i-am cerut președintele României, care acum președinte ales, să vină să facă o declarație la televiziune. A ezitat. Întâi a vrut. După aceea, sub influența unor consilieri, a spus, nu, las. Știu că am spus să nu regretăm. Și după câteva ore, televiziunea era atacată. Să ne înțelegem foarte bine. Televiziunea a fost atacată nu de, pentru că se spune uneori, conflictul între piață și televiziune. Piața nu mai exista. Niște marginali, niște lumpeni. Și alături de ei și niște pungași, ca să fie foarte limpede, au apărut de pe la ora 5 și eu eram întâmplător în televiziune cu un cineast francez, cu Serge Moati, cel care a realizat Le Chronique du Studio 4. Eram cu el, el venise să filmeze despre Revoluție, până la urmă totul a fost despre evenimente, pentru că a fost martor la ele. Am văzut cam cine pegra, ăsta este cuvântul care era în jurul televiziunii și care la un moment dat a fost lăsată. Am văzut scena în care polițiștii arătau că nu au arme, arătau că nu au muniții. Nimeni nu se gândea, bineînțeles, la
să tragă, dar trebuia totuși o oarecare, oarecare fermitate. Și i-au lăsat pe aceștia să intre. Ceea ce a fost interesant însă, dar n-am văzut decât a doua sau a treia zi pe o casetă făcută de bunii profesioniști de la redacția maghiară. Acolo am văzut pentru prima oară și vă sfătuiesc pe dumneavoastră să luați acea casetă. Am văzut că în timp ce acești nenorociți erau lăsați să intre, ei probabil că erau ghidați de cineva, nici astăzi nu știm de cine, către, pe verticală către etajul 11, către biroul meu, pe orizontală, fără să aibă nicio treabă cu biroul meu și cu clădirea turnului, ci având treabă numai cu studiourile, a intrat și am văzut această, un grup compact cu bâte, cu rânci, absolut compact, care s-a dus la studioul 1, studioul 1 s-a baricadat, au început distrugerile în celelalte locuri. Distrugerile au fost de cifrate atunci de specialiști la 8 milioane de lei vechi, banii din 90, ce era 1 milion de dolari. Cei din studioul 1 au cerut oprirea emisiei, pentru că erau efectiv să dădea cu rânci în ușa metalică și așa mai departe. În același timp, cei care au intrat la mine în birou, erau vreo 30, erau efectiv niște lumpeni, vorbeau anapoda, aveau un steag găurit și aveau o hârtie. Unul din ei striga, vrem în studioul 4 să facem o declarație către țară. În acel moment, mi-au parvenit vești că cei din studioul de emisie cerau întreruperea emisiunii. În același timp se cerea întreruperea emisiunii la Ministerul Comunicațiilor și văzând care este situația, mi-am dat seama că dacă apăream cu acei nenorociți în ochii națiunii, ăsta a fost gândul meu, într-o jumătate de oră Ploieștiu, într-o oră Piteștiu, în jumătate de oră Oltenița, Călărașii sunt la București. Pentru că era, vă dați seama ce a fi fost, ei să citească descrierile lor, și nu știu ce era. Și atunci am spus, știind de aceste cereri, să vom opri emisia. Răspunsul a fost, CNR-ul nu ne poate amenda pentru asta, Dumnezeii mătii te aruncăm de la etaj. Au început să împingă spre mine masa masivă, spre geam, era orice posibilitate. În acel moment, eu am spus și o vorbă mai crudă, de tipul babea mătii din Caragiale, și șansa mea, am oprit, am spus să se oprească emisia. Acest ordinal nu a putut să fie transmis de cineva, pentru că nu erau decât ei. Am strigat pe șefa mea de către șefa mea de cabinet, care era peste capetele lor. Transmite să oprească emisia. Emisia era deja oprită. După cercetările actuale, au arătat ce s-a întâmplat. Am aflat și eu din cercetarea istoricilor ce s-a întâmplat. Voi reveni asupra acestui lucru. În acel moment au intrat soldații parașutiști care veniseră chemați, nu de mine, erau chemați probabil de cei care singur au pasat televiziunii și locotenent colonel umană, în conducerea cu patul puștii
a făcut ordine. Culmea este, eu văzând că încep să-i împrâscheze pe acești nenorociți de la mine, să-i scoată, am spus, nu fără violență, dar am spus, vedem, nu-i loviți, nu știu, mi-am dat seama că erau niște nenorociți. Eu nu știam la ora aceea ce se întâmplase pe orizontală, cum vă spun. Am văzut de-abia, am făcut legătura, de-abia când am coborât și am văzut distrugere, nu le puteau realiza ăștia. Înțelegeți ăștia, 40-50. Am realizat ce se întâmplase când am văzut ce au filmat cei de la redacția maghiară. Între 20:15 și 21:15, emisiunea a fost oprită și trebuia să fie oprită dacă nu era război civil în România. Și astăzi, dacă aș fi în aceeași situație, aș face același lucru. Bun. Au continuat evacuarea până către miezul nopții, cred. Televiziunea așa a revenit. Eu, la revenire, am spus ce am avut de spus și nu reproșez, nu reproșez niciun moment, nimeni mi-au reproșat că am vorbit. Eu am spus așa, am văzut scene care mi-au amintit de ceea ce s-a întâmplat la rebeliunea legionară. Eu n-am vorbit de legionare. Ion Iliescu și Petre Roman au preluat această chestiune. Dar, atenție, s-a întâmplat că eu în acea vreme eram, și am fost mulți ani, la cererea evreilor din România, președintele Asociației România-Israel. Un creștin care conducea cu firești simpatii pentru Țara Sfântă, care face obiectul unor cursuri ale mele și la facultate, bineînțeles. Vreo 2-3 din cei care au intrat atunci, din cei, deci, era limpede că învățase o poezie. Și poezia era, jidănitule, ai vândut țara jidanilor. Înțelegeți? Bun, în mintea mea era această poveste. Dar când am spus, eu n-am vorbit de legionari, ci am vorbit, culmea este că ulterior unii lideri din piața universității, cum știți, au avut atitudini limpede de acest tip. Dar nu făceau, nu făceau nicio legătură. Ion Iliescu și Petre Roman s-au grăbit să vorbească de o mișcare legionară. Eu nu văzut. Eu am văzut de ce de cocktailer în Molotov, care se aruncau și asupra soldaților, de, și aveam în minte și această chestie care mi se striga. A doua zi, bă, m-am dus pe la 3 dimineața și m-am culcat, când m-am sculat, vestea care mi s-a dat e că minerii au venit. Ideea mea pe loc a fost, au venit pentru că au văzut că s-a întrerupt. Bun. Atunci minerii nici nu au intrat în televiziune. N-au. Minerii au reintrat, au intrat în televiziune în 91. Aia este o altă poveste. Au venit și la mine acasă să mă atace casă. Dar în 90 n-a fost picior de miner. Am aflat mult mai târziu din cercetările foarte precise ale lui Alex Mihai Stoinescu. Din cartea lui recent publicată, care e teza lui de doctorat despre România post-decembristă, guvernările Petre Roman, acolo el demonstrează cu documente că nu e nicio legătură între întreruperea emisiunii. Ei erau deja frăgeziți, să spun așa, de organizațiile locale ale FSN-ului, care i-au adus. În 14 am dat, într-adevăr, dispoziții să se arate tot timpul distrugerea din televiziune. Era lucru cel mai firesc cu putință, televiziunea fusese agresată. Cum fusese agresat? Și a doua zi, în 15, m-am dus și eu să văd ce fac minerii, că am auzit tot felul de lucruri că fac minerii în
culmeze, că ai noștri au putut să filmeze ce făceau minerii foarte greu, pentru că minerii săreau și la aparatele lor de filmat, fără discriminare. Am ajuns în piața universității, unde erau mineri. M-au coborât din mașină, m-au percheziționat. Ceea ce puțin m-a fost în sara muștară, vă spun sincer. Și în trecere spre televiziune m-am oprit la Palatul Victoria și l-am întâlnit pe Ion Iliescu când cobora scările, pleca și i-am spus, domnule președinte, trebuie scăpat de această miliție cenușie, nu se mai poate. Și el mi-a spus, asta fac, mă duc să mă întâlnesc cu ei și am să le și mulțumesc ca să-i pot să facă să plece. Era singur că ai putea, era singura modalitate. Și îmi amintesc că i-am spus, mulțumiți-le, dar faceți-i să plece. O spun pentru că așa s-a întâmplat și sunt dator să depun mărturie în acest sens. Concluzia mea este că nu Ion Iliescu i-a chemat, citiți-l pe Alex Stoinescu, nu e, că n-au venit din cauza întreruperii emisiunii, sigur că ei plecaseră deja în momentul în care emisiunea era întreruptă. Așa am înțeles, din unii primele gânduri. Momentul a fost, cum îl interpretez? Eu îl interpretez într-un singur fel, și acum, după 20 de ani. Vechile structuri care nu mai aveau nicio speranță după victoria în 20 mai a tandemului care funcționa pe atunci foarte bine, Iliescu Roman, au organizat această acțiune. Pot să vă spun că după ce am aflat că în stația de metrou din piața Universității se vindeau planuri ale studiourilor din televiziune, mai mult nu știu, e treaba procuraturii, care le-a chemat atunci, le-a întrebat, a mai fost odată prin 95, am lăsat exemplarul din cartea mea și am spus aici, am spate de poziția, cercetările, mi-e teamă că astăzi nu mai pot să ducă la niciun fel de rezultat. Ceea ce am văzut eu, atacanții care i-am văzut eu, erau niște marginali, niște neizprăviți sau niște pungași. Asta am văzut eu. Dar cei care au intrat pe orizontal în studioul 1, cine erau? Bănuiala mea este că erau oameni care știau foarte bine unde să duc, dovadă, o și spun în cartea mea, nu s-au dus în studioul de emisie al programului 2, că nu-i interesa. Înțelegeți? N-au venit la mine. N-au mers numai acolo unde au fost îndemnați, zic eu, să meargă. Deci, ce s-a întâmplat cu televiziunea în 90, nu seamănă deloc cu ce s-a întâmplat la Mineriada din 91, dar asta este o altă poveste. Deci, până la urmă, cine credeți că a organizat toată represiunea? Bănuiala mea este că erau... În primul rând, în piața Universității am aflat că erau și oameni tineri, atenție la nuanță, tineri, din vechea securitate. De ce vă spun asta? Pentru că eu nu știam cine erau oamenii care răspunseseră de televiziune, de pildă, înainte de 89. N-aveam cum să știu. Gândiți-vă că eram singur om care venea din afara televiziunii și a radio-televiziunii între această instituție. Eram eu și 6.000 de salariați. Eu veneam din afară. Și la un moment dat, cineva se transmitea piața Universității, meeting. Pus mâna. Știți cine este? Știți cine este? Nu știam cine este. Este fost ofițer care răspundea de la
Bun, mi s-a spus că mai fost situații din astea. Bănuiala mea este, la 20 de ani stați, că erau oameni tineri a căror carieră se întrerupea brusc. Erau oameni tineri care fuseseră arestați pentru că fuseseră în forțe de securitate și fuseseră eliberați, arestați în cazări, consemnați, o poveste întreagă. E bine, oamenii aceștia puteau fi recrutați foarte ușor într-o situație de acest tip. Asta este interpretarea mea. Și a fost și atunci, am spus-o imediat. Dar nu aveam atâtea date. Acum am datele de cercetările impecabile, vreau să spun, ale lui Alex Stoinescu despre epoca aceasta, post-decembristă. Și acolo pot să vezi foarte bine aceste chestiuni. Deci, a fost o reacție, o reacție în care au căzut pradă, nu studenții, din fericire, studenții au fost singurul corp care n-a participat la așa ceva. Pentru că ei s-au retras și au căzut unii activiști ai partidelor istorice, liberali și țărănesc. Nu liderii, că au niște oameni serioși. Da? Au fost unii dintre din plevușca activistă a acestor partide, au căzut ca fleții, nu pot spune altfel, și unii reprezentanți ai FSN-ului. Adică a fost, noi neavând o clasă politică organizată, s-a făcut și marea greșeală, după părerea mea, că nu s-au tratat cu piața universității în vremea în care ea era într-adevăr un corp viu, chiar dacă n-am împărtășit niciodată idealurile, în ghilimele, ale pieții, chiar dacă nu eram pentru ideea lustrației, pentru că găsesc că lustrația este, știți, ceva antidemocratic, este interzis, se interzice, v-a spus întotdeauna și se va spune întotdeauna, cu drept cuvânt. În ciuda acestui fapt, cred că puterea din acel moment trebuia la un moment dat să cererile lor până la urmă erau crearea unei televiziuni alternative. Și eu am fost întotdeauna pentru această idee, dar să vă spun de ce. Pentru că știam că această televiziune alternativă va fi mai proastă decât televiziunea publică. Eu am fost întotdeauna un partizan 91, un partizan al creierii lui Soti, de pildă. Fiindcă am spus, trebuie să fie ceva care, în convingerea mea, va arăta cât e de bună și de profesionistă televiziunea publică, dar este o eșapatoare. Trebuie să creezi ceva alternativ. E motivul pentru că am fost întotdeauna pentru privatizarea Canalului 2, pe am militat pentru privatizările din audiovizual, ca membru al Consiliului Audiovizualului în 92-93 și așa mai departe. Ideea mea era aceasta. Nu puteam să bănesc televiziunea română va ajunge în halul în care a ajuns. Bun, asta e altceva. Dar crearea unei televiziuni alternative era cererea firească și ar fi putut să aibă loc încă de pe atunci. E motivul pentru care pentru Soti, dacă veți verifica documente, veți vedea că aprobarea pentru Soti a dat-o Răzvan Tudorescu. De ce? Eu am cerut Parlamentului și Parlamentul mi-a pasat mie această. Și eu am făcut acest lucru în 91, știu că imediat după întoarcerea mea din Statele Unite, unde discutasem și unde discutasem cu autoritățile americane care aveau ochiul pe noi și unde m-am convins că așa trebuie să fie. Și dovada că este, s-a întâmplat așa este că în 92 la alegerile locale din iarnă, din iarna primăvară, am dat posibilitatea unor stațiuni locale, mai ales din vestul țării, să acționeze. Și acolo rezultatele au fost interesante. Dar revenind la mineria, de la evenimentele din 90, ce impact crezi că au avut asupra mentalului colectiv în România? Au făcut ca
pentru multă vreme, până în 96, orice opoziție față de partidul cel mare, puternic, care a fost Salvea Națională, a devenit după aceea altceva, să fie absolut neglijat, pentru că poporul mergea pe linia ordinei pe care partidul și liderul harismatic o instaura. Niciodată România, întotdeauna România este pentru un pater patrie, pentru un lider harismatic, fie el Ion Iliescu, fie Traian Băsescu, că sunt singurii lideri recunoscuți de popor ca atare, niciodată poporul nu va merge în România în sensul unei democrații plenare. Noi nu avem gena aceasta a democrației, știu că ceea ce spun enervează și pe unii și pe alții, dar o susțin cu tărie. Noi nu ne place un partid puternic, un lider puternic și cam atâta tot. Piața universității a fost această strigare a fricii într-un moment de mișcare browniană politică. Nu era nimic stabilit, nimic nu era sigur. În acea vreme am îndrăzneală să spun că singura instituție solidă era Radio-Televiziunea Română. Ea era solidă. Ea își avea temerile sale, își avea profesioniștii săi, sigur, unii, foarte mulți, vechi activiști ai perioadei anterioare, dar profesioniști. Profesioniști. Ori pe mine am spus întotdeauna, mă interesa să am un profesionist, pentru că profesionistul se poate converti foarte iute și după interes. Dar e profesionist. Și asta s-a întâmplat cu oameni din radio și televiziune. Au devenit, dintr-o dată, vechi sprijinitori inteligenți și fantezie ai UTC-ului, al PCR-ului, au devenit special sprijinitori ai opoziției, ai monarhiei și așa mai departe. Iar alții ai Frontului Salvării Naționale. Dar erau profesioniști și în radio și în televiziune. Dar în cine crezi, până la urmă, că a organizat evenimentele și crezi, crezi că s-au organizat de la început sau că ce s-a întâmplat în urmarea? Au fost pregătite organizațiile locale ale FSN-ului. Organizațiile locale ale FSN-ului. Merită să citiți studiul lui Alex Stoinescu. Da. Organizațiile locale ale FSN-ului pentru că noaptea cu pricina, au apărut la mine în televiziune, unde intra cine vrea și cine nu vrea, o serie întreagă de reprezentanțe ai FSN-ului local din sectoare și așa mai departe. Scoaterea lumii în stradă, faimosul IMGB și toate celelalte, tot. Și au făcut-o pentru că aveau ideea că trebuie să apere ordinea stabilită. S-a spus, minerii au fost întâmpinați cu entuziasm de bucureșteni. Da, bun. Erau bucureșteni care nu mai suportau piața universității. Erau alții care nu aplaudau. Piața universității a reușit atunci, pe moment, să-și scindeze cel puțin capitala. Nu voi spune societatea românească, că este mult. Dar capitala reușise să o scindeze. Asta este limpede. Existau două lumi bucureștene. Bun, după aceea au apărut, sigur că da, acești oameni care veneau din adâncurile Pământului, care nu știau despre nimic decât de liderul lor, era marul liderul lor, imediat, nu știu cine era atunci, liderul de adâncurește era Ion Iliescu și cu celălalt lider Petre Roman. Nu? Trebuiau salvați. Iar oricine avea mustață, barbă, ochelari și așa mai departe, era un, pentru acești oameni, primitiv până la urmă. Era un potențial dușman. Și atunci, până la urmă, cine credeți că este vinovat pentru arestări ilegale, răniri, crime care petrecute atunci? Acum, nu știu în ce măsură s-au produs crime atunci.
6 sunt oficiali, sunt oficiali. Prin împușcare de la Ministerul de Interne. La media, da, din 90. Din 90. Din 90, da. Bun. Autoritățile, normal. Autoritățile care au, dacă luăm așa, cei care au zgândărit toată această acțiune. Cine, vinovații principali sunt cei care au făcut evacuarea din dimineața zilei de 13. Ei au dat prostește, o cazon, nu știu, au dat prilejul a tot ceea ce s-a întâmplat. Nu creezi într-un moment ca acesta, nu creezi asemenea acțiune. În orice caz, televiziunea a fost o victimă, să ne înțelegem, și noi atunci, imediat, am amendat la procuratură plângere, am dat, am arătat. Însă, justiția poate timorată, n-a acceptat cifrele pagubelor noastre, deși ele s-au arătat. Mă rog, asta este o altă poveste. Dar care crezi că este cel mai mare rău pe care l-au făcut, ce s-a întâmplat atunci? A fost o, de la marea simpatie de care se bucura România pe plan internațional, au fost două momente mediatice amândouă de retragerea acestei simpatii. Prima merge în luna ianuarie 1990, când am arătat de curând într-o comunicare la Institutul Totalitarismului, în urma marilor gogomănii care au fost spuse la posturile de radio și televiziune din, pe atunci, Iugoslavia și Ungaria, carnaciul de la Timișoara, toate zeci de mii de morți, până la urmă s-a constatat. Acum, mort este și o crimă, da, contabilitățile astea macabre, mie nu-mi plac, dar s-a constatat că au 1000 și ceva de victime, nu 60 de mii de victime, au apărut și în procesului Ceaușescu. Cifre absolut astronomice. Dintr-o dată când s-a văzut că noi am preluat aceste informații date de alții, fără să le controlăm, dintr-o dată lumea occidentală a devenit reticentă, dar încă România se bucura de un foarte mare credit și de un nim de țară martir. E, în momentul în care a fost bine, iar eu pot să le spun că eu când am început piața universității, nu eram în țară, eram în Franța și am stabilit o serie întreagă de contacte care trebuiau să se desfășoare în lunile următoare. Ele nu s-au mai desfășurat.